Sunt de la Așa. De la comuna Aruncu Salvi, județul Bistrița Năsăud. Mă numesc Cosmi Floarea, sunt de 73 de ani. Am venit și eu, domnul, ți-am trătesc, domnul, mă tot ceamă într-una. Nu vă las în pace, să vă las în pace. Acasă și să vă lucrați grădina. Și am gătat de căpălit. Moșul meu mor de 2 ani și am rămas eu. Și când ne-a tăiat zomânele și ochii, uite, o faci o pinci. Mi-e fă dragă asta meserie. Deci dumneavoastră faceți o pinci? Da, fac o pinci. Mai de mult fășeam de astea, nici o pinci de cameră, da. Fășeam moșul meu. Am o fașă de astea, de astea mai ușor le faci. Cred, da. Astea mai multe obiecte de decât. Da, da. Am cumpărat pești. Și azi am făcut bine, mulți ani Dumnezeu. Da? Și de unde? Pentru ce le cumpără omul? Ca să le pună în casă? Le poartă. Și astea sunt suportul la telefoane. Vai de mine ce v-ați modernizat, faceți și de telefon. Și de pe telefon. Am făcut și un colac fain, luați colacul, am un colac fain acolo. Da? Îl pui pe masă. Da, puneți să vedem ce colac aveți. Deci faceți nu numai o pinci. Am făcut un colac fain, cum să fășeam mai de mult. A, așa. Mai de mult așa să fășe la... Și toate simbolurile astea, unde le... Așa se fășea mai de mult. De cununie. De cununie, când se cununa mai de mult. Așa se fășea. Am o să cunună cu prescură. Nu mai face nimic. Așa că l-a făcut de mână, de mânuța mea. Colac mândru și frumos, ca și fața lui Hristos. Colac mândru și gatat, ca și fața cui l-a dat, de mânuța mea lucrat. Frumos. Spuneți-mi, cum se lucrează o astfel de ochi? Se lucrează cum greu. Dar de unde luați materialul în primul rând? L-am de mult de când a trăit omul meu, moșul meu. L-am de mult. La Timișoara nu mai aflu material. Mm-hmm. Nu mai sunt materiale. Da, asta ce e? Un fel de piele sau ce? Piele. Mm-hmm. Piele, cum e pielea? Aveți ceva acasă pe care lucrați sau cu mâna? Potricală și șocan de lemn. Și pe butuc tot de lemn. Și curaua ascund, treaba era o perete, o pinci, aici sunt 130 de găuri. Te droate, da, le număr. Dacă nu le număr, nu ies bine. Și mai fac ce să fac. Mai fac și eu un leu. Mi-e dragă asta meserie, mi-e dragă. Singură lucrați? Singură, că n-am copii. N-am pe nimeni. Singurică lucru. Ce să fac? E urât așa singură? E urât, mă apucă toată când eu am urât, dar am fost dusă la Botoșani, am stat 3 zile, am fost la Iași, am stat 3 zile, am fost la Piatra Neamț, am stat 3 zile. Nu, pe atunci vă place. Da, chemare și aici am chemare, de-a domnul director Gălățan, așa. Și aici am chemare. Și spuneți că se vând astfel de obiecte. Se vând, și azi am făcut 700, mulți ani Dumnezeu. Dar spuneți un pic, nu fi cald de nou pincile? Nu, ia e. Hai de mine. Și în... Aștia ciorap de lână. Nu fi cald. Nu-i cald, se răcoare. Și pânza asta ține răcoare, că e de 70 de ani făcută. 70 de ani are? Da. Cam așa. Și frângile iarăși de 70 de ani. Pânzăturile de vă 40. Frumos. Succes în continuare și... Numai bine. Mulțumim frumos. O zi bună. Doamne ajută. Văd mai multe colecții, da? Da, deci sunt diferite zone ale județului nostru. Haideți să mergem la fiecare. Aici avem din Leșu, ale doamnei Elvira Sumeșan. Uh-huh. Astea cum se numesc? Prosoape, zicem noi. Depinde de zonă. De exemplu, din zona de care provin eu, Bârgău, da? Le spune ștergare. Ștergare. Pardon, cindeaua. Și așa, ștergare. Uh-huh. Și aici avem din Salva, da, colecția Aurica Brândușa, tot ștergare din zona respectivă. Sunt asemănătoare, nu? Da, depinde cum sunt cosute. Deci diferă modelul de pe ele, diferă da? Modelul, da. Că materialul e același. Nu neapărat. Asta, de exemplu, din ce sunt făcute? Sunt făcute din pânză, cred că, da. Uh-huh. Uh-huh. Bine, mergem mai departe. Da. Astea văd mai mari. Astea aici, da, sunt de decor, ale mai mele, mult, nu? Din da? Zona Bugălui. Da, normal. Da. De exemplu, sunt făcute cu bumbac, din bumbac colorat. Uh-huh. Și cum alegeți modelul? Cum faceți cu modelul? Aveți sunt cusute. Nu, depinde de, nu știu, pe placul fiecăruia, cred că. Uh-huh. Depinde acum. Și aveți o... De unde anume pornești ca să faci, de exemplu, floarea aceasta? Ai ceva pe care lucrezi sau da, eu cred că este mine? Un model. Cred că este, deci un, model, este un model sau...
nu știu, fiecare cum dorește. Mm-hmm. Vă deci care aici, mai de care mai colorate. Da, da. Din zona Salvei, da, din zona Salvei. Aici sunt astea sunt cele mai colorate. Da, da. Depinde acum și de zonă. De exemplu, noi folosim culori mai nu așa țipătoare, după cum observați. Da, 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 da. Asta tot așa? Și modelul diferă foarte tare. Observați și, de exemplu, coșul cu flori sau pe unul de acolo. Da. Aici avem zona Șieului. Diferă foarte mult de Salva sau de Bucău, după cum observați că... Crezi că se mai lucrează așa ceva? Nu știu, poate bătrânii, dar cred că cei tineri, nu știu, dacă mai... Mai fac. Tu, de exemplu? Eu, de exemplu, nu prea știu, m-a învățat bunica mea foarte puțin, dar e foarte mult de lucru, foarte greu. Trebuie să ai multă, multă răbdare pentru așa ceva și mult timp. Da. Ceea ce noi nu avem. Ceea ce noi, exact, nu avem. Asta cred că tot zona Salvei. Astea sunt mai mari. Da, da. Astea cam la ce se foloseau pe vremuri? Eu cred că mai mult pentru o expoziție tot așa, de exemplu, de pus pe pereți prin casă, da, da. În loc de tablou. Sunt și pentru un loc de prostape, da, fără model, simple. Da, da, da. Alea se foloseau într-adevăr pentru. Da, da. Bătrânii, eu cred că le puneau pe pereți, foarte da, bine da. Arătau, da, vedeți acum în ziua. Da, nu se mai poartă așa ceva, nu mai e modern. De dumneavoastră sunteți cu decorul, cu pictura. Nu? Cu pictura sunteți. Da, da, da. Interesante tablouri. Când, de cine sunt realizate? Aici avem doamna Nalaciu, fătul Nalaciu. Astea sunt ale mele și avem aici domnul Galan. Care face pictură naivă, doamna Elico care face ceramică și are tot așa... Merge încercăm, treaba. Ca peste tot merge treaba, nu ne facem iluzii că e extraordinar, dar cel puțin ieșim. Centrul Județean de Cultură, da, de anul s-a înființat această asociație și sperăm că vom face o tradiție din, și din pictură, pentru că oricum... Chiar dacă e criză, lumea mai cumpără un tablou mai... Așa, întotdeauna. Și noi sperăm, da, sigur că da. Asta, sperăm încet, încet să ne dezvoltăm, să mai aducem membri și... Eu știu, e o pată de culoare. Sunt în mistrița momentalitate care știu să picteze? Da, da, sunt, să știți că avem... Asociația e nouă înființată, dar sunt vreo 20 de membri până acum. Acum, hai să spun că s-ar putea să fie o concurență cu Uniunea Artiștilor Plastici, dar nu neapărat ne gândim la rivalitate, ne gândim că să promovăm totuși arta și meseria și care se... Băi, sigur că da. Tablourile cum le vedeți? Păi și mai mari și mai mici. Și mai mari și mai mici. 200, 300, da, sigur că da. În funcție de fiecare cum are bani, da. Dar bani nu prea sunt. Nu prea sunt, asta e situația. Așa, dumneavoastră ce aveți aici? Bună ziua! Pictură naivă, foarte bună. Haideți un pic. Pictură naivă, care reprezintă datul, obiceiul. Aici ce avem? Hai, spuneți-mi pe relaie de să luăm. Aici e un peisaj din ce zona? Peisaj din zona noastră, de la Polele Henului și se arată lacul de la Valea Măgurii. Acolo reprezintă cu Biflaimul, o biserică de iarnă. Acolo sunt peisaj de vânătoare, da. Peisaj de zone de munte cu lac. Da. Asta e într-adevăr real? Poftim? E real peisajul?